Toți la Oradea, toată echipa de proiectare, unde lucrăm la cea mai mare clădire de birouri pe CRT. E cel mai mare proiect pe care l-avem acum în birou. Suntem încă somnoroși că ne-am băut cafeaua. Da. Asta este fața de ingineri fără cafea. O să vedem fața de ingineri și cu cafea. Una dintre cele mai mari provocări care le avem anul ăsta în birou este extinderea clădirii de birouri sau clădirea nouă de birouri a celor de la Smartware. Suntem acum în Oradea la una dintre clădirile existente. E o firmă de IT din Oradea care se extinde într-un mod exponențial și au nevoie anul acesta de o clădire. Suntem în aprilie, iar la 1 decembrie trebuie să scrie cod deja în noua clădire. Așa că în regim de gherilă am venit aici să lucrăm cu toată echipa de proiectare pe o clădire de 2500 de metri pătrați realizată din CLT. Mergeți de ben cafeaua și să continuăm. Aici va fi locația clădirii pe care o proiectăm acum, viitoarea clădire de birouri a firmei Smartware. Și chiar în spatele meu, în 2 luni jumătate, vor începe lucrările de fundare, iar la 1 iulie va începe montajul structurii de CLT. După un workshop intensiv de proiectare de 3 zile jumate în Oradea, în clădirea de birouri existentă a celor de la Smartware, unde am lucrat toată echipa de structuri alături de echipa de arhitectură, de Madi, Gabi și Foni, am reușit să înțelegem și să parcurgem mult mai bine conceptul de arhitectură, să înțelegem cum lucrează clădirea și cum a fost gândită, ca și noi pe structură să ne putem da direcțiile generale. Ne-am întâlnit cu echipa de instalații și am înțeles cum și ce soluții au aplicat în acest proiect, pentru că avem o particularitate la nivel de ventilație. Toată ventilația va fi făcută sub pardoseală pentru a nu avea tubulaturi pe întreaga clădire. Am clarificat stratificațiile casei și cum vom îmbrăca casa cu celelalte materiale, termosistem și finisaje. Vom intra cu clădirea în clasa de performanță Low Energy Passive House, cu un consum de sub 30 de kWh pe metru pătrat pe an. Am avut o discuție pe partea asta cu beneficiarul și cu project managerul, pentru că înseamnă niște costuri suplimentare de investiție. Ne-am văzut cu un consultant foarte bun pe hidroizolații, pentru că una dintre problemele majore ale sistemul de acoperiș orizontal este hidroizolarea corectă, și atunci ne-am găsit un expert, domnul Peter, cu care am avut o discuție absolut delicioasă, aș putea spune eu.
pentru că are o experiență foarte, foarte mare și și-am învățat foarte multe lucruri de la el zilele astea. Ne-am văzut și cu viitorul constructor de infrastructură de partea de fundații, care se pare că are o experiență bună în domeniu și au mai și colaborat cu beneficiarul. Asta pentru a putea suprapune detaliile de proiectare cu ceea ce se va executa în cauza timpului strâns. Am băut cafea bună, foarte bună cafea de aici. Foarte multă cafea, 4-5 cafele pe zi. Bine, am și lucrat mult. Am mai vizitat amplasamentul, am văzut terenul unde va fi construită noua clădire. E important și pentru noi, pentru că vrem să ne dăm seama de mai multe probleme ce pot să apară pe partea de logistică. Clădirea va fi prefabricată integral și vor veni panouri prefabricate din CLT puse pe tir. Și atunci trebuie să știm cum gândim gabaritele pieselor.